Aici, dacă ne uităm, noi avem trei tipuri de nuclee. Astea sunt nucleele pe ramă mare. Uh-huh. Am dorit să încercăm anul ăsta tipul dat de nuclee din cauza că este această teorie că în așa tip de nuclee se prinesc măci mai calitative. Și avem și o parte de clienți care ar dori să procure regini anume din așa tip de nuclee. Aici avem un nucleu de 6 rame. Ca în orice regat, reginul poate fi doar una, restul sigur, sunt albine sigur. Lucrătoare și trântori, da? Da. În schimb, regina are doar la albini, da? Da, are da, doar da. Denumirea de regină. În restul pe ea nu conduce ea. Dar pe ea o conduce familia. Albina aha, o conduce. Aici avem cred că încă nu e fecundat, dar după comportamentul la albine, că albina când nu are mamă sau nu are regină, este... atunci ea se comportă mult mai agresiv. Ea că aici este și maca. Așa, care o fi... Ea deja și... Este însemnată. Da, e o matcă marcată. Așa. Așa. Ea este hrănită cu lăptișor de matcă? Da, regina dată încă nu e hrănită din cauza că ea are doar câteva zile. Da. Cred că azi, mâine, dacă ar fi timpul bun, ea va ieși prima dată la zbor. După asta o să dureze încă o zi, două, când va ieși deja la zbor din perechere. Da. În perechere se produce în zbor, cumva. În zbor, da. Și, de exemplu, dacă tragem atenția cât de mică este acum da. Și cum o să arăti luni o să fie cam de două ori mai mare. Dar are și o durată de viață mai mare decât albina lucrătoare, da, nu? Regina, o regină, să spunem, crescută bine, o regină de calitate, poate să doreze să trăiască și 3, 4, 5 ani. La noi, în iarna asta, am pierdut o regină care anul ăsta avea să împlinească 6 ani de zile. Ceea ce vedem noi aici, nucleile astea, e ceva nou, filmat în exclusivitate, cum ar veni. Da. Noi până acum n-am avut așa ceva. Noi, practic, e prima dată când și-i prezentăm.